ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Să gătim internațional cu șef Ionică. El îți dă factura mică. Astăzi special pentru dumneavoastră, direct din Austria. Ia uitați ce v-am adus. Împachetat așa frumos, o bucățică de, ia ghiciți, șnițel vienez din mușchi de porc de mangaliță. Cioai! Mamă! Miam! Vai, se topește în gură cum ar... Stai că nici l-am mâncat. Vai! El nu-i chiar de mangaliță, cum să vă explic eu. Practic, șnițelul ăsta a fost făcut dintr-un porcușor de-a nostru din județul Botoșani, dar care când era mic a rămas orfan și a fost înfiat de o familie de porci de mangaliță. Deci el în acte e de mangaliță, mă înțelegi? Foarte bun, foarte, foarte bun. Iar dacă nu vă place porcul, nicio problemă, avem carne de asta de vită, cea mai scumpă din lume, Wagyu, Kobe, s-a umplut România de... Wagyu și Kobe, găsești la non-stop, te duci și ceri, dați-mi un kilogram de Wagyu de aia. Nu vă place nici vita? Nici o problemă. Românii au dezvoltat un apetit uriaș pentru fructe de mare, caracații, spre exemplu. Chiar făceam un calcul într-o zi, la câte caracații ți-au ajuns să mănânci românii într-o lună de zile? Să moară Franța, dacă nu, cred că o pescui toate caracațiile din mare. Avea dreptate Sorin Ovidiu Vântu când ne încuraja, practic, să ne îmbogățim cu toții prin simpla amenajare a unor mici ferme de creștere a caracatiților, unde? Chiar la noi în apartament. Creier, băiatul. Acestea fiind zise, vă aștept pe toți la noul meu restaurant, adică la Ionică, la Conac, intri prost și ieși să... pui de dat. Caracatița. Caracatița este un produs alimentar foarte căutat, o delicatesă. Ea se crește extrem de ușor. În jumătate de an ajunge la un kilogram. Kilogramul poate fi vândut cu o sumă cuprinsă între 2 și 300 de mii de lei. Puteți crește lejer în casă, într-o cameră de bloc. Puteți crește 100-200 de kilograme de caracatiță. În niște recipiente cu apă, cu sare. E foarte simplu.